Steaua are palmaresul CSEA Steaua din 47 până în 98, apoi există acești ani, 98-2003, în care cum nu are se numește echipa? Zi-mi și mie cum se numește echipa din palmaresul ăsta care lipsește. Steaua București se chema. Păi atunci e al palmaresul acolo, nu? Și apoi, după 2003, mă rog, palmaresul este la FCSB. Eu, mi se pare că suntem într-o piesă aceasta de calitate, o piesă scrisă de un dramaturg. Da, mai stai o secundă, că mergem pe analiză pe text, cum zice autorul. Doar și pe aceea închei și te las pe tine. Aș vrea să menționez și concluzia mea. Mie mi se pare că avem o bucurie a nebunilor. Da. Care celebrează moartea stelei. Pentru că dacă oriunde vedem într-un text că o entitate, o persoană, o entitate este prezentată cu an de naștere și cu an de final, s-a terminat. Ăla este anul decesului. Dacă spui, oriunde ne uităm, 47-98, înseamnă că acolo a murit Steaua, 98. Dă-mi voie să te întreb ceva. Și cum să celebrezi că cea mai populară echipă din România, cea mai de succes și așa mai departe, a murit în 1998? Este noaptea minții. Dar până la noaptea minții... De asta se bucură Selici, nu din nou Visau Rapid. Da, mă. Până la noaptea minții... Hai să reluăm cu atât ce ai spus. Până în 2003 a fost CSEA Steaua. Până în 98. Da. Din 98 până în 2003, când a preluat-o nefericitul, da. Ce a fost? Nu știm asta. AFC Steaua București. Tot Steaua București. Bun. Din 2003, da. Zice tribunalul, că în ziare, la televiziune, se spunea Steaua, dar de fapt era FCSB, nu? Așa zice tribunalul. Păi nu așa zice tribunalul. Da, de fapt nu mai era Steaua, da. Păi și atunci, cum poți să susții că la televizor eu văd Steaua, an la rând vorbim de Steaua, Steaua plătește armatei, azi e ziua armatei, la mulți ani, măi, Talpan. Foarte, foarte, foarte frumos acest moment în care purtăm această discuție de ziua armatei. Da. Și cum se numește? An la rând, eu ți-au bani că te recunosc că ești că omul meu bani. În cartă. Există documente oficiale semnate de Florin Talpan în corespondența oficială dintre Clubul Sportiv al Armatei și clubul care a continuat activitatea, în care Florin Talpan o numește Steaua, pe echipa atunci, care era patronată de Gigi Becali. Atunci trebuie să se dea singur în judecată că a făcut el, a fost exact, coautor. Că a mințit lumea, pentru că și Florin Talpan pentru a mințit, că a mințit schimbat lumea. Pentru că suportele CSEA pretind că ei au fost mințiți. Păi însuși Florin Talpan îi mințea pentru că el avea documentație oficială. Lua bani de la Steaua. Lua bani de la care se numea și Steaua. Așa o numea în documentație oficială. Steaua. Nu spunea, noi luăm bani de la FCSB, dar mergem exact. Pe șestă, îi lăsăm să se numească Steaua. Deci cât iau bani de la tine, asta este poveste românească. Pute a spațiul Carpato Danubiano Pontic, povestea asta din prima. Dar ne place să ne amăgim. Rezultatul, brandul numărul 1, că ne place, că nu ne place, Steaua, este hăcuit. Exact ideea aceasta o sublinează Andrei și unul dintre rivalii istorici ai Stelei, este vorba de Cornel Dinu, simbol al lui Dinamo, care zice că ce se întâmplă cu Steaua este o bătaie de joc la adresa unui uriaș brand al sportului nostru. Și, pe de altă parte, un alt simbol dinamovist, Mircea Lucescu, spune că rolul lui Ionuț Lupescu la Clubul Sportiv Dinamo este să nu se întâmple la Dinamo ce se întâmplă la Steaua. Da. Dar tu mă observi că toți mari jucători... Pentru că Florin Talpan susține că nici această echipă Dinamo, pe care o vedem jucând în campionatul României de atâția ani, întotdeauna, nu este Dinamo. Eu m-am așteptat la un moment dat Florin Talpan să... Chiar aici la Pro Sport Live, Florin Talpan a făcut această să intervină și la Dinamo, să dea în judecată pe acolo. Pe el aici la Pro Sport Live a spus a spus că dacă mă Dinamo caută, nu da. Este... Și dacă, dacă mă caută, eu mă bag și rezolv și acolo treaba. Să-i distrug și pe aia. Exact. Dom'le, e noaptea minții. Da, fii atent, ce, totuși, este esențial ce urmează să zic în povestea asta cu Dinamo și Steaua. Suporterii lui Dinamo nu halesc așa ceva. Cum că echipa care a continuat după era ministerului nu a fost Dinamo. Că... Ei au rămas alături de Dinamo, deși că... și ei au urât patronii ai lui Dinamo. Da, pe dar n-a fost pe... niciunul Gigi Becali. Da, da. Adică Borcea... Ne aducem aminte cum încercau să deschidă geamul să se Borcea, să... Borcea după... cu Badea. Turcu, Dumnezeu să-l ierte, Săvulescu, Nețoiu, Cont, toți la un loc, ca personaj și ca un om care transmite o ură pentru anumiți oameni,
nu se apropie de... Înțeleg cum o echipă de fotbal o judeci în funcție de un vremelnic conducător al ei. Asta vreau să spun, Andrei. Păi, echipa este echipă. Păi nu, eu personal nu sunt de acord. Păi nu, hai să spun, asta se întâmplă, ce face Beccalina? Se întâmplă și afară. Adică să ne amintim de Laurentiis acum 3-4 ani, era hulit de fanii lui Napoli, era alergat pe străzi pe acolo. Dar Napoli era Napoli. Dar Napoli era Napoli. Pe de altă parte, familia Glazer, da, la fel, la United, fanii au rămas lângă echipă. Da. Asta e un fenomen pur și simplu, cred că e o chestie sociologică. S-au rupt emoțional. A fost și breșea asta. Că știi ce s-a întâmplat? Pe afară, nu s-a întâmplat ca la noi. Adică, marile glorii n-au fost și ei și ele în conflict cu patronii respectivi. Adică la United, Rio Ferdinand a criticat familia Glazer pentru investiții, să spun, dar nu a spus, domne, hai să mergem la o altă echipă, știi? Aici, numele importante, gen Victor Pițurcă, Tudorel Stoica și mulți fani Iovan, da? Au spus, domne, hai să mergem, noi suntem la echipa asta. Păi da, știi? Uite, pentru că interesele, scuze-mă puțin, interesele lor personale, pentru că au fost niște interese personale, adică ceea ce trebuie să înțeleagă stiliștii este faptul că indiferent cu ce echipă țin acum, că e CSA sau FCSB, cei care i-au mințit sau i-au manipulat, din ambele părți, au avut niște interese personale. Exact. Victor Pițurcă este un antrenor care a pregătit echipa lui Gigi Becali. Eu am o observație, discursul tău, sunt perfect de acord cu el, dar am o observație la acest cuvânt care este folosit cu obstinație, mințit. Nu a fost nimeni mințit. Nu a fost nimeni. Asta este o scuză, precum auzeam în Germania de după 1945. La modul acceptată, că eu nemții spuneau în 1945. Da. Noi n-am știut ce se întâmplă aici în Germania. Nu. Pe bune. A fost confortabil. E confortabil. Eu vrăjeală. Da, dar nimeni n-a luat palmaresul Germaniei. Ce stelist n-a știut când s-a relatat în Prosport și toate ziarele vremii, în detaliu, cum au fost ședințele alea, cum 100%. S-a preluat, a fost confortabil. Au fost jurnaliștii, au filmat în interiorul acelei ședințe și știa identitatea tuturor bodyguards-ilor lui Beccali care au venit. Și cu toate astea, toți steliștii au continuat să fie alături de această echipă. Nu a fost nimeni mințit. Pentru că era logic și pentru că la un moment dat un for superior european spune nu mai puteți continua decât dacă demilitarizezi. Părerea mea este că, știi ce s-a întâmplat? La un moment dat, cred că și Peluza Sud, dar despre ea, Peluza Sud Steaua, ei sunt, să spunem așa, focul sau promotorul din spatele acestei mișcări anti-Becali, da? Da. Câtă vreme au fost niște performanțe, au mers cu echipa, știi? Cu cât performanțele echipei au început să scadă și sufletește s-au îndepărtat, au depășit o anumită vârstă, adică cei care au început să vină au fost rupți de ce însemna efectiv Steaua cu Gigi Becali în anii de glorie, să spunem mai ei. Semifinală. Venind și îi postaza asta unui jurist care, iată, se luptă cu balaurul cel rău, toate astea au dus către un nou scop. Asta cu juristul care obține nu știu ce virgulă, nu știu ce document a fost pusă greșit. Eu îți spun că dacă vorbesc cu Florin Talpan și mă duc cu el și facem următorul proiect, Guvernul României este ilegal la conducerea țării. Da. Eu pot să obțin asta pentru că în 1989, pe 22 decembrie, corect, nu există un document de predare-primire făcut ca la carte de către Nea Nicu către Nea Ilici. Și atunci eu pot cu Florin Talpan să obțin în justiție că nu există. România aceasta este ilegală. Constituită. Nu a dat niciodată Ministerul Apărării în 22 decembrie 89 document să preia Iliescu. Există vreun document prin care eu... Nu există niciun document. E FCFC România. Este FCFC, faci ce spune Ion Iliescu, România. Adică pentru că nu există un document care să arate că țara noastră acum este predată mai departe. Pe de altă parte, ca să păstăm un echilibru, nu trebuie să ignorăm nici faptul că modul în care a fost preluată, absolut, a fost preluat clubul de către Gigi Becali. Eu am pomenit de bodyguards aici de tot. Ăsta este, de fapt, atunci,
ar fi trebuit. Dar n-a existat interesul, adică știm cu toții că au fost generali. Toată lumea știe. Generali, sunt oameni care au semnat comandanții clubului au semnat acolo. Adică nu sunt Victor Pițurcă. Deci mie mi se pare incredibil cum Victor Pițurcă care l-a adus astăzi, este privit ca un idol. Ca, și ca un Che Guevara aproape, da? Dar nu că mă l-a adus de mână. Dar el a ales bani, cu extraordinar mulți bani pe care nu visam într-o viață să obținem. El a luat din manevra asta. Din toată afacerea asta. E, și în contextul ăsta, oamenii sunt acum ușor manipulabili. De ce spun asta? Pentru că e bine să fii întotdeauna în barca celor care, vezi, Doamne, vor binele unui club. Până la urmă, suporterii vor alege întotdeauna. Bravo! Echipa acum dăm pe și mie voie ca să-ți spun o idee. Te rog că aici mă arde de mor. Exact. Odată, Victor Pițurcă și jucători. Eu plec de la premiza pentru cei care, mulți care nu mă cunosc, nu sunt de acord cu nimic din felul în care conduce Gigi Becali echipa mea de suflet, născut, copilărit acolo, fotbal pe Ghencea, sunt stelist și așa am să mor. N-am nicio problemă că un judecător a cărui misiune, a cărui, să zicem, al cărui bun simț nu-l discut, ia o decizie. Pentru că tot așa, când se iau alte decizii care nu ne convin, noi venim repede și spunem nu, că n-a fost bine. Mulți se prelevează de chestia asta. Băi, de că este hotărâre judecătorească. De multe ori au făcut oameni închisoare pe greșeli, erori judecătorești. Republica Moldova e o altă țară. Decât da, de bun. De exemplu. Bun. Deci, da, există o hotărâre judecătorească, apropo, scuze-mă de asta, că nu Mario Iorgulescu trebuie să plătească daunele către victime, ci o companie aflată în faliment, apropo de... Da. Da. Adică se pot întâmpla... Am ajuns țara în care se poate întâmpla orice. Când se lupta pentru VAR, nu credeai că dacă vezi un hands incontestabil, o să fie altceva decât hands. Uite că trăim și zilele astea de multă vreme, sau un fault în care... Deci am ajuns țara în care vine cineva cu o ură. Bă, domnilor, văd pe stradă, peste toate nivelurile, ură, prostie dusă la exact. Nu ești cu mine? Ai tupeul să mă contrazici? Din momentul ăsta, ești dușmanul meu, te dau în judecată că m-ai calomniat. Și ai și niște interese, ești plătit, ai niște interese. A, și iau brânză de la Gigi Becali, asta numai. E, apropo de brânză, pentru că efectiv cineva a luat brânză, este vorba de Victor Pițurcă, care a luat extraordinar de multă brânză din această afacere și este singurul care a luat extraordinar de multă brânză și este Che Guevara, deși el a luat brânza. Este okay. Să fii și Che Guevara și cu brânza este extraordinar. Stai un pic. Deci, eu, ca eu să doar un pic concluzia ideea mea este și pe aceea te las ca să închizi emisiunea, este că în toamna anului 2003, când s-a întâmplat marea schismă, el, Victor Pițurcă, reușește performanța, pentru că îl apreciez ca antrenor pentru ce, și ca jucător pentru ce altă a reușit. Altă discuție. Reușește să o elimine pe Southampton. Este ceva fantastic ca o echipă românească să elimine cupele europene, o echipă din Premier League. O elimine pe Southampton din cupele europene. Trăiește un moment extraordinar al carierei lui. Suporterii în jurul lui sunt... Și deja eram în epoca FCSB. E, cum era atunci ca Victor Pițurcă, cel care știe acum adevărul, nu, asta echipa asta nu este Steaua, să fi spus în mijlocul acelei bucurii uriașe, să le fi spus suporterilor, care sigur erau mințiți, băi, să vă spun adevărul. Noi ne bucurăm acum enorm că am eliminat o echipă din Premier League. Dar nu este Steaua asta. Nu știu cum o să întrebarea mea e alta. Și e o întrebare publică. Aștept răspunsul domnului Tudorel Stoica. La fel, este foarte vehement. Înțeleg că vrea să intervină și UEFA și toată lumea să vadă ce se întâmplă. Să ne spună despre ce a afirmat domnul Becali, care, bineînțeles, bate câmpii. Da, bate câmpii lui, adică câmpiile lui pe care le-a cedat celor doi. Că înțeleg că e vorba de două terenuri care au ajuns să valoreze câteva milioane de euro, vândute la niște prețuri derizorii. Atunci cum era? Adică cum era patronul Stelei? Negociau cu patronul Stelei? Cum au ajuns să ia acele terenuri să le cumpere? Adică nu cumva era pentru faptul că era patronul Stelei și poate beneficiau de niște avantaje? Nu știu, să ne spună că nu i-am văzut... Fără îndoială, pentru că Gigi Becali nu le-a vândut lui Mișa Klein și lui Mișa Lucescu, să spunem. Care erau niște simboluri ale Corvinului. Da. Sau unor simboluri de la UTA. Sau da. Unor simboluri de la Crăce Botoșa. El le-a făcut acest favor unor simboluri ale Stelei. Să ne spună dacă e adevărat. Că poate nu e așa. Adică probabil că nu există actele respective. Adică probabil că nu au avut aceste proprietăți de care spune Gigi Becali. Iulian Miu nu are un astfel de un alt... Bine, Iulian Miu și George Ograru, ce să spui? George Ograru, adică...
George... El există nu ca fotbalist de performanță, doar în era FCSB. Era FCSB. Și transferul lui la Ajax, și care i-a, i-a definit viața, este realizat. Bun. Deci ca să... Uite, cu ce idee am rămas eu în ultima perioadă de timp. Așa. Dom'le, iarăși revin. Un om care are un caracter, nu se dezice de nimic, în ciuda banilor, presiunilor de orice fel. Oamenii ăștia care nu se dezic de nimic, care n-au niciun interes, cum n-am nici eu și cum n-au, atenție, dragii mei domni, Talpan și alții, milioane de oameni din țara asta, în pofida tuturor victoriilor reportate de dumneavoastră în tribunale, or să zică întotdeauna Steaua, echipei care dumneavoastră ați alungat-o. Și de ce zic așa? Agenturile străine. Da. Deci, oamenii... Când se întâmplă ceva în țară, cum au fost atunci milioane de oameni care s-au ridicat împotriva agenturile străine. Bun. Și acum, iarăși, l-am văzut pe Adi Popa care spunea că sunt unii care fac parte dintr-un uriaș plan de marketing al lui Becali, care spală creierile. Și uitați-vă în orice emisiune televizată, în orice imagine, când un jucător mare, de la Steaua, de la Dinamo, de la Rapid, de la Național, un antrenor mare, Mircea, uite-te în ochii lui și spune, doamne, pe bune, este Steaua, Steaua. Nu, dar toți o să vă zică... Etapa, dar în ultima etapă, mă scuzați, în Liga a doua, vine Unirea Slobozia, liderul din Liga a doua, o bate pe CSEA Steaua. Antrenorul este Adi Mihalcea, care după 8 ani marchează golul victoriei lui Dinamo împotriva Steaua în 2000. Înțeleg, de 8 ani nu mai bătuse Dinamo pe Steaua. Îi marchează, nu mai ieșise campion Dinamo, și ieșise numai Steaua și un sezon Rapid, dar în 6 sezoane Steaua. Și în sfârșit el marchează, o bate pe Steaua, aduce titlul pe Dinamo după 8 ani de așteptare și vine acum și spune cu înțelepciunea vârstei de acum pe care o are. Spune, echipa cu care m-am luptat eu este aia din prima ligă a României. Nu asta pe care am învins-o acum. Deci e vorba de caracter și mai este ceva. Ar fi putut să-și tragă, că acum îi arde cămașa, ar fi putut să-și tragă acum gloria pe postura lui de antrenor la Unirea Slobozia, și că eu am bătut pe Steaua. Steaua, adevăratul Steaua, dar apropo de Adi Popa, scuză-mă, el a fost în galerie, adică el a simțit pentru echipa... El a trăit în galerie, semifinala, de exemplu, da, de Cupa UEFA. Da, bun. Asta înseamnă lipsă de caracter. Și nu, și el este un jucător luat, efectiv, deci de la Chiajna. Adică inventat de Gigi Becali. La Reading. Că vrem, că nu vrem. Toți jucătorii care au fost aduși la clubul lui Gigi Becali au fost că a vrut el. Din păcate, da. Din păcate. Că pe unii i-a zăpăcit. Din păcate. Că acolo, acum, faptul că Gigi Becali a niște decizii guvernate, asta e și vina celor care sunt meme. Gigi Becali, din punctul meu de vedere, din cauza propriilor lor decizii proaste, a pierdut foarte mulți bani, deși a câștigat paradoxal. Țin să te anunț că suntem cam prelungirile alea de la Mondial. Așa. Au apărut prelungirile alea gigantice. Păi da, aici trebuia să începe două ore numai cu treaba asta. Dom'le, nu am nimic cu nimeni, sunt împotriva urii, sub orice aspect, dar gândiți-vă că noi suntem același popor care aplaudăm Miorița și meșterul Manole, trădarea iubirii a aproapelui. Deci astea sunt explicațiile. Echipa de aur, cu tot respectul meu, o absolvesc pentru ce a dat pe teren. Dar când vine problema să-mi spună că aia nu mai este continuatoarea, nu pot să fiu de acord, deși îl iubesc. Deși iubești pe Tudorel Stoica, pe Victor Majarul, îi visez. Exact. Visez, n-am să uit asta niciodată.